Bună, dragii mei, eu sunt Meme și ca de obicei astăzi începem citirea prin a vă reaminti cât de minunați sunteți. Știu eu, placa stricată, în fiecare zi voi repeta același lucru până veți înțelege că sunteți o putere, o forță, o piesă dintr-un puzzle incredibil de mare și de fabulos. O piesă importantă a existenței voastre, a existenței tuturor. Fără voi, lumea nu ar fi fost la fel. Acum, să știți că astăzi sunt pusă pe șoti și îmi vine să râd dinainte pentru că știu ce vă spun și ce v-am pregătit. Dar înainte de a vă dezvălui glumele din program, întrebăm cartea răspunsurilor astăzi. Ce aveți pe suflet? Hai! Vă aștept cu întrebarea. Carticică, care e răspunsul? Acesta. Reprioritizează ceea ce este important. Sau prioritizează lista, dar revizuiește-o. Aveți multe lucruri de făcut. Poate sunteți ocupați, poate aveți mai multe idei, poate nu știți de unde să apucați, însă trebuie să revizuiți responsabilitățile. Faceți ce puteți, când puteți și cât puteți. Bun. Vibrația zilei este 19. Fabulos. De la început până la sfârșit. Și avem așa. Pe lângă faptul că astăzi sunt glumeață, sunt și creativă. 19 în tarot este soarele, un simbol de putere, plexul solar, conexiunea cu planeta, cu pământul, cu viața, pentru că tocmai de aceea v-am spus cât de importanți sunteți, care se face pe aici, prin acest centru energetic. Aici există un cordon energetic care ne leagă pe toți de planetă, dar și de matricea planetară. În Lenormand avem turnul, 1 plus 9 fac 10, 1 plus 0 fac 1 și călărețul. Așa am vrut astăzi, vom vedea de ce. Ce înseamnă soarele? Înseamnă pozitiv, înseamnă vitalitate, sănătate, rezultat favorabil, progres, abundență, căldură, ușurință. Înseamnă orgoliu? Înseamnă poate un orgoliu exagerat? Înseamnă putere, multă putere, multă înduranță? Înseamnă nobil? Înseamnă royal? Înseamnă merit și primesc ceea ce merit? Turnul, pe de altă parte, într-o conotație negativă, înseamnă separare. Dar el mai înseamnă clădiri mari, înseamnă instituții, înseamnă tribunal, înseamnă blocuri, înseamnă ceva stabil, înseamnă stat, guvern și așa mai departe. Iar cavalerul sau călărețul, depinde cum doriți să-i spuneți, înseamnă vești, înseamnă progres, înseamnă acțiune, înseamnă prinț și de îndată ce am scos din pachet cartea mi-a venit în minte poezia sau jocul pe care îl practicam când eram copil. Zăresc un prinț călare, el caută să se însoare. Vom vedea de ce mi-a venit în minte acest lucru, pentru că nu am mai rostit aceste versuri de cel puțin 20 de ani. Așa, ce mai înseamnă cavalerul aici? Înseamnă tânăr, înseamnă o persoană care se îmbracă bine, este înaltă, este pedantă, femeie sau bărbat, da? Deși înseamnă un bărbat, un bărbat care nu-și arată vârsta, poate fi și o prințesă, da? Sau o femeie care poate are energie feminină foarte multă și este foarte activă.
Înseamnă sportiv, înseamnă performanță, înseamnă reușesc și primesc o certificare, primesc o parafă, o ștampilă de la guvern pentru reușita mea. În aceste două combinații aici, aș spune că un tânăr își rezolvă un statut social, fie cetățenie, fie rezolvă o problemă care are legătură cu asigurarea, pentru că vorbim și despre un automobil. Fie cineva își cumpără o mașină mare, mare, jeep, nu știu, bolid, fie participă la o cursă, fie aveți vreun copil sau voi sunteți sportivi de performanță, fie vă apucați de ceva sport, fie vă vindecați de o afecțiune care are legătură cu picioare, genunchi, călcâie. Fie cineva care nu a putut să meargă o perioadă bună de timp, acum devine mobil. Turnul mai poate însemna și spital, o veste bună. Mă externez din spital sau nu mai este nevoie să mă internez în spital sau cineva se însănătoșește. Vom vedea cum se leagă de cărțile de tarot, dar prințul acesta călare clar vrea să se însoare. Unii dintre voi puteți să primiți o cerere în căsătorie, să fixați data căsătoriei voastre în primă fază la starea civilă, un proces care se termină, scuze cățelușa, cred că a venit vreun curier, un proces care are rezultat pozitiv, o veste bună la nivel medical, o reușită, un concurs câștigat de orice natură, un concurs de noroc, ce mai știu eu. Haideți să vedem cum se leagă de tarot. Acest aspect aici spune că trebuie să-mi prioritizez lista, da? Să fiu atentă la lucrurile care sunt cu adevărat importante, pentru că așa am succes. Mai poate însemna că în sfârșit vine o veste pozitivă de la o instituție a statului sau de la spital. Nu știu, să ieșiți pozitiv la vreun test de gripă. Ferească Dumnezeu, deși soarele este o carte pozitivă. Sau o sarcină. Din nou. Prințul călare. Ce face prințul acesta aici? Mai poate fi că al vostru copil vine așa acasă, pe nepusă masă, spune, mama, tata, eu mă însor. Da. Da. M-a auzit cifra 14, o oră, două sau un prânz. Puteți să vă întâlniți cu cineva la un prânz, într-o instituție mare, într-o instituție de stat, pe undeva pe la guvern. Să aveți treabă cu vreo instituție din aceasta, de tip guvern, stat, etc. Și să vă întâlniți cu persoana pe care voi o aveți în suflet. Aici mai înseamnă și că cineva se apropie de voi, cineva vine, discuție, progres, lucrurile se mișcă. La nivel de relație, 6 de cupe. Cineva revine? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Poate fi așa, pentru cei singuri. Am o treabă la X instituție, merg până acolo și când, ce să vezi, cineva din trecutul meu este funcționar public, pentru că înseamnă și lucrez la stat, și mă reconectez cu cineva din tinerețe, din copilărie. Aici avem un domn profesor sau avem un om, un intelectual, un doctor. Avem un emerit.
Avem pe cineva foarte inteligent, nu trebuie neapărat să fie cadru universitar. Avem pe cineva sclipitor, care lucrează, care depune foarte mult efort în a reveni. Depune foarte mult efort să revină în viața voastră. Și ascunde acest lucru pentru alții dintre voi. La nivel de relații, în mod general, faceți tot posibilul să vă împăcați cu un copil. Aici Marea Preoteasă știe. Are o privire plină de încredere. Ea știe ce știe. Ea știe că lucrurile se rezolvă. Șase de cupe este sufletul pereche care ne dă târcoale de ceva zile, pe care îl simt de la distanță, care a trecut printr-o transformare, pentru că aici în fundal am o pictogramă care este asemănătoare cu cea din cartea Moartea din acest set de tarot. Și florile care îmi vorbesc despre împărăteasa, care spune merit și vine către mine abundență. Cineva depune efort să îndrepte lucrurile, deși poate părea detașat, știe, își face temele, pregătește din umbră o revenire. Cineva vă mai poate urmări din umbră. Când mergeți la serviciu, poate vreun șef care să aibă și sentimente pentru voi, sau poate vreun coleg. Pentru cei singuri, din nou, vorbim despre cineva din trecut care poate reveni. Dar cineva cu care ați rămas în relații bune sau despre care nu știați nimic. Despre care nu știți nimic. Despre care nu mai știți nimic de mult timp. Să vedem. În contextul acesta, aici la nivel de relație, posibil să mergeți într-o instituție unde să întâlniți acest om care vă ajută în recuperarea unor lucruri care vi se cuvin. Rezolvarea, soluționarea unei asigurări medicale, asigurări auto, ceva ce nu știți acum cum iese, nu aveți niciun fel de veste, se va soluționa. Este un deznodământ care vorbește despre ceva favorabil și pozitiv. Dacă vorbim despre persoana voastră iubită, este clar că va tăia comunicarea, nu tuturor, evident, unora dintre voi, dar ei știu ce faceți voi. S-au ocupat de voi în tot acest timp. Adică, v-au urmărit, ei știu ce se întâmplă în viața voastră, dar nu vă spun. Aici mai poate însemna că cineva nou vine în viața voastră, de care în primă fază să vă feriți, dar care să aibă vibrația potrivită de suflet pereche și voi să nu știți încă. Și lucrurile să meargă bine, să fiți parteneri stabil. Șapte de spade, dar spune că nu știți niște lucruri. Dacă voi vă gândiți la persoana iubită și voi vreți să reveniți în viața lor și faceți tot posibilul, atunci acest tot posibilul este că cercetați să descoperiți ce se întâmplă în viața lor și de ce nu comunică cu voi. Șapte de spade poate însemna că v-au mințit, poate însemna că au pe cineva, dar că voi nu știți acest lucru, deși aici energia zilei este că veți avea parte de ceva pozitiv. Poate descoperiți ce se întâmplă în viața lor de ceva timp. Și în sfârșit vă simțiți împăcați. Ia uitați.
Universul este învăluit în mister, o persoană misterioasă apare în viața voastră de grabă, în scurt timp. Ca și carte, aici cavalerul simbolizează un an, iar turnul evident 19 luni. Deci între un an și 19 luni, poate ceva ce s-a întâmplat acum un an, acum 2 ani, a început acum 2 ani, vă ține în suspans și în sfârșit acum se face lumină în poveste, vedeți clar, limpede ce s-a petrecut acolo și asta este energia voastră de ceva măreț. Voi sunteți atât de stabili, mai înseamnă și castel. Nu trăim în castel sau poate trăiți, nu am de unde să știu. Și înseamnă că eu sunt regele din castelul meu, adică pot să iau hotărârea atunci când îmi reprioritizez viața, gândurile, ideile, acțiunile și situația mi se ușurează. Regele de băte. Unul dintre voi este regele de spade, celălalt regele de băte. Aici avem un soare în leu. Cartea. Soarele este o energie de leu. Este ceva regal, royal. Împreună sunteți o pereche puternică, pasională. Unul dintre voi este cel care a tăiat comunicarea posibil sau cel care era mai rece și mai detașat. Celălalt este mai pasional. Un pic de grijă, regele de băte, pentru că este atât de pasional, poate fi și ușor manipulator. Este voinic, deci aveți ceva legătură cu cineva înalt, dacă nu înalt, într-un grad înalt sau într-o funcție importantă. Oricare ar fi funcția respectivă, acolo, spre exemplu, într-un sat, este înțeleptul satului sau autoritatea din sat. Ca să înțelegeți despre ce este vorba, nu trebuie să vorbim cu un președinte de țară aici. Aflați într-adevăr sau comunicați cu cineva care v-a vegheat de la spate, v-a vegheat îndeaproape, cel puțin în ultima perioadă și eu vă văd ca și parteneri. Încă nu știți ce se întâmplă aici sau s-ar putea să descoperiți unii dintre voi că persoana la care voi vă gândiți și pe care o iubiți are pe cineva cu care își consumă pasiunea. Un dor. Poate aflați niște vești care în primă fază vă întristează, dar de fapt sunt o binecuvântare pentru voi pentru că schimbă situația. Sau poate dorul acesta și durerea dintre voi în sfârșit se schimbă. 6 de cupe este o carte pozitivă, este o reconectare. Mă reconectez cu cineva, las deoparte 5 de cupe, durerea. Și mă ancorez într-o vibrație a pasiunii. Aici este vorba despre foarte multă pasiune, despre foarte multe renaștere. Este vorba despre o persoană care v-a vegheat, după cum vă spuneam, care v-a urmărit, voi pe ea sau ea pe voi, care apare pe nepusă masă într-o zi, așa, din senin în viața voastră, sau aflați niște noutăți despre persoana la care voi vă gândiți, unii dintre voi posibil să aflați că persoana pe care voi o iubiți a avut o aventură sau pentru unii dintre voi persoana la care vă gândiți să vină și să vă spună că voi nu sunteți doar o aventură, ci că sunteți regele lor, dar că nu știu să-și exprime dragostea. Iar toate lucrurile acestea se întâmplă repede. Avem din nou călărețul sau cavalerul. Pe cineva foarte pasional aici. O reușită la nivel de relații, reușiți ceva clar care are legătură cu o deplasare. Văd aici o deplasare. O deplasare pe distanță destul de lungă și o vitalitate desăvârșită. Să vedem ce mai avem aici. Un mister. Sunteți învăluiți într-un mister sau întâlniți o persoană misterioasă despre care vă tot întrebați sau v-ați pus întrebări dacă mai are pe cineva sau care-i treaba cu ea, ce cu ea. Supărare. Supărarea și 5 de cupe. Aveți un necaz care se încheie în relație. Poate faceți pace cu cineva. Bucurie. Neașteptată. Da.
Ce până acum a fost supărare se transformă prin moartea în bucurie neașteptată. Vedeți? Uitați așa. Uitați. Pasiune. Regele de spade care e de gheață se transformă într-un rege iubitor. Și veți afla și ce nu a funcționat între voi. Evident, este o posibilitate. Iar pentru cei singuri, puteți cunoaște pe cineva, să apară așa de nicăieri un om care este foarte misterios, foarte bine îmbrăcat, foarte aranjat, foarte elegant, să aibă o aură misterioasă și să nu știți exact care este treaba cu el și atunci să prioritizați, pentru că omul are intenții serioase. Are. Eu să mai iau, uite aici, o carte, să vedem care-i treaba cu cavalerul de bâte. Cineva care duce multe. Cineva cu energie foarte mare. Cineva alături de care puteți urca muntele. Puteți escalada cele mai înalte culmi. Este și un sfârșit pentru unii dintre voi? Sau se schimbă durerea? Se transformă povara în bucurie? Ne redescoperim. 6 de cupe. Mai oameni buni. Asta este energia. Energia vine și spune, tu, fată, așa e. Nu mai clarifica. Se transformă. 6 de cupe. Un admirator secret. Cineva din trecutul vostru. Un suflet pereche. Care stă acolo în umbră și vă așteaptă. Își face simțită prezența. Vă întâlniți fie din întâmplare, fie pur și simplu luați legătura. Cumva. Cumva. Bun. Mai departe. Planul personal. Mamă. Asul de bâte. Asul de spade. Cavalerul de monede. Și 5 de spade. Veți primi niște oferte. Unii dintre voi primiți cetățenia sau depuneți actele pentru cetățenie. Dar dacă depuneți niște acte pentru cetățenie, cred că aveți o limită de timp în care nu puteți părăsi teritoriul pe care vă aflați, pentru că așa cere guvernul. Pentru alții dintre voi, aveți un copil aici care nu poate părăsi teritoriul pe care sunteți. Sau nu puteți să aduceți un copil și va trebui să faceți niște demersuri legale pentru ca totul să fie ok pentru voi. La nivel de serviciu, semnați un proiect nou, începeți proiecte noi, veți avea din ce în ce mai mulți clienți. Sunteți pe o pantă ascendentă, șanse de creștere majoră. Dacă sunteți independenți, pentru că aici înseamnă și pe cont propriu antreprenor, aveți ocazia acum să înființați firma, pentru că aici în guvern, tribunal, etc. Veți înființa o firmă sau poate sunteți în domeniile de consultanță, de, nu știu, preluarea firmelor, cum mai este pe juridic, pentru că această șansă este una palpabilă. Se dezgheață o situație care a fost până acum învăluită în fel și fel de amânări. Ați fost plimbați cu vorba, este 5 de spade. Plimbați de la unul la celălalt. A fost așa o energie foarte mutabilă, când colo, când colo, v-au plimbat foarte mult pe drumuri, probabil statul, iar acum rezolvați niște lucruri pe care le doriți de foarte mult timp, care au legătură fie cu afacerea voastră, fie în sfârșit, după foarte mult timp în care v-ați căutat un serviciu, semnați actele și vă găsiți acest serviciu.
S-ar putea pentru unii dintre voi să fie nevoie să compromiteți ceva, dar compromisul ăsta nu este ceva așa de negativ. Adică pentru mine un compromis, dacă mi-aș găsi un serviciu bun acum, spre exemplu, ar fi distanța. Distanța de casă poate nu este chiar lângă zona în care locuiesc, dar este un loc bun de muncă. Foarte bun. Foarte bun. De asemenea, un împrumut, poate vreți să faceți un împrumut și atunci poate dacă voi vreți 10.000 de euro, banca vă dă 8.500. Aia este. Vedeți cum rezolvați, pentru că voi dacă vreți să iei să vă cumpărați o casă, veți rezolva, o cumpărați. Spânzuratul. V-am spus, ați avut parte de amânări mai devreme, dar lucrurile se lămuresc, ieșiți din haos pentru că aveți asul de spade. Și regele de cupe. Regele de cupe spune că într-o instituție sau într-o anume privință sau la interviu aveți parte de un om normal la cap, stabil emoțional, înțelept, care va filtra foarte bine informațiile. Voi aveți doar de reprioritizat viața, da, lista. Pe semne că dacă vă doriți un serviciu și nu le are pe toate, ok, ce pot să compromit? Sunt bine 4 puncte din 5 aici pe listă sau în contractul meu? Sper că am fost coerentă pentru că l-avem încă pe Mercur retrograd și plus că eu am fost așa ca un copil astăzi. Hai să le iau pe toate. Uite, avem hoțul, avem dușmanul și iubirea. Adică iubirea învinge tot. În sfârșit, iubirea înseamnă binele, da? Binele de aici. Dacă până acum ați avut obstacole, fel și fel de obstacole, sau cineva a încercat să vă păcălească, de acum lucrurile se schimbă și veți avea voi șanse de reușite. Posibil aici să aveți un copil care a făcut trăznăi, nu știu, cu banii și în sfârșit să lămuriți situația. Poate, nu știu, aveți pe cineva care a avut vreo problemă cu autoritățile, pentru că aici avem turnul care înseamnă tribunal, judecată, instituții mari, poate însemna, da, și închisoare. Acum nu știu ce și cum și lucrurile se rezolvă, vine o veste bună dinspre autorități, ca să spunem așa. Bun. La nivel de sănătate, 7 de cupe, regele de cupe, cavalerul de bâte și turnul. Uite, turnul din nou, uite, cavalerul din nou. Mie îmi place când apar sincronicitățile astea, așa. Deci cineva care nu și arată vârsta, este cineva tânăr sau cineva cu o energie de copil, cu abordări așa șocante, poate. Este aici și iese dintr-o stare de confuzie emoțională. Cineva s-a tot plimbat prin neant, așa, la nivel emoțional, nu știa pe ce să pună mâna. Te iubesc, nu te iubesc, te iubesc, nu te iubesc și până la urmă se hotărăște. Dintr-o scânteie în aceasta de pasiune, se clarifică acest 7 de cupe, dacă a mai avut și alte opțiuni și posibil să își declare iubirea sau cel puțin să decidă pe ce drum vrea să meargă. Dacă aceștia sunteți voi și până acum ați dus o luptă la nivel de sănătate cu ceva ce nu știați că are o soluție, sau nu știați exact de unde vine vindecarea, de la un medic care găsește o soluție pentru voi. Întâlniți un medic, mergeți la un medic care vă oferă o soluție pentru vindecare. Dar atenție, că aici cu turnul va vindeca efectul, dar nu și cauza. Poate are legătură cu ceva ce s-a întâmplat în data de 16. Poate.
Aici mai poate fi că așa, din senin, să cunosc pe cineva despre care nu știu prea multe, care să mă atragă foarte mult, să fie pasiune și chimie între noi și nu, să nu știu ce să fac. Am trei arhetipuri de rege aici pe masă, de cupe, de spade și de băte. Să fie și iubire și pasiune, pentru că am și îngerul aici și soarele. Ceva electric. Se întâmplă ceva electric aici. Cinciul de cupe s-a repetat, da? Sunt necăjit sau necăjită, pentru că nu știu dacă omul pe care îl iubesc mai are și alte opțiuni. Tocmai de aceea apare Marea Preoteasă. Îmi tot apare Împărăteasa în minte. Cineva născut prin martie sau aprilie, sfârșit de septembrie, început de octombrie. Soarele. Ce vă doriți voi să aflați? Se află. Se cicatrizează rana. Veți da la o parte durerea aceasta, pentru că energia soarelui spune că există progres aici, cineva alege sau se lămurește și își exprimă sentimentele. Sub o zi cu vibrația soarelui, este important să rămânem totuși cu picioarele pe pământ, pentru că un soare exaltat în berbec, cum l-am și eu, este foarte agitat, vrea repede, vrea ieri să se întâmple lucrurile acum două zile. Este bine să ne calmăm și să rămânem în echilibru. Purificare, Gemeni, 41. Purificare înseamnă, iată, această eliberare emoțională care ne poate aduce foarte multă bucurie atunci când înțelegem ce este cu adevărat important pentru noi în viață. Să avem o listă de priorități și să vedem ce contează cu adevărat și abia apoi să depunem efortul în direcția dorită și către lucrurile pe care noi le iubim. Pentru că această informație sau această zi va fi de revelație pentru noi interioară. Evident că turnul poate însemna și o separare, dar cu soarele aici, fie va fi o binecuvântare care vă ferește de temir ce lucru foarte complicat, fie pur și simplu este interioară, este revelație. Uite încă una. Afecțiune. Ce gândesc, aia primesc. Este o zi în care clar are legătură energia cu sufletul pereche, cu cineva care este fix ca mine, cu cineva care se aseamănă foarte mult cu mine. Când mă uit la el, mă văd pe mine. Taur sau semn de pământ, cu iubire, iubire senzuală și iubire pasională. Poate cineva vă face vreo propunere să vă întâlniți așa pe undeva și să nu știți cine este sau unde vă întâlniți, vă face o surpriză, este romantic, romantică, orice este posibil. Uite că astăzi am uitat despre astrologie, dar dacă le-am văzut, le iau acum. Vărsător. Vărsătorul vorbește despre mulțimi de oameni, despre prietenie, despre detașare, despre a fi revel, a fi neconvențional. Un soare în vărsător este extraordinar de deștept. Iată, soare în vărsător, vărsătorul. Sau Marte în vărsător.
Cineva care lucrează în IT mai poate fi foarte interesant acest lucru. Vărsătorul este înțelept, este detașat și privește lucrurile obiectiv, fără a se implica direct în ceva anume. El se implică în toate și în nimic. Asta înseamnă că lucrurile vor veni cu ușurință către tine. Să nu judecați ceva anume, pur și simplu să luați lucrurile așa cum sunt, să nu vă implicați acolo, să forțați cum ar veni vreo direcție anume, pentru că ele se vor așeza fix așa cum trebuie, la orice nivel. Hai să luăm semnele astrologice și apoi talismanele. Și avem așa, la nivel de relație, Capricorn, Scorpion, Gemeni, poate fi Pești, poate fi Taur, poate fi Balanță, Scorpion din nou, Scorpion din nou, Berbec, Săgetător, Scorpion din nou, Vărsător, Leu. La partea de plan material sau serviciu și așa mai departe, avem toate semnele de aer și toate semnele de foc, deși simt predominant aici cumva energie de balanță și energie de leu. Avem vărsător, taur, scorpion și pești. Iar la sănătate, plan emoțional, suflet, avem așa, pești, scorpion sau berbec, leu, scorpion, scorpion, berbec. Oh, dragii mei, câtă energie marțiană! Deci un Marte învărsător poate fi cineva care este detașat, care are nevoie să călătorească, care este tot timpul în mișcare, care petrece foarte mult timp în afara casei, în locuri cu mulți oameni. Pentru un vărsător, de cele mai multe ori, relațiile de iubire pornesc din prietenie. Poate primiți niște vești de la un prieten care lucrează în vreo instituție publică. Vești bune, desigur. Mai puteți primi o vizită sau să primiți ceva scrisori de la stat, de la vreo instituție. Cine știe? Aveți de primit niște bani înapoi, așa mi-a venit să zic, acum nu știu, taxe, impozite, vreo recalculare. Avem așa speranță în iubire, o transformare, iată moartea, pasărea Phoenix, dar vine din interior, din înțelepciune, care mă face rege. V-am spus că este o energie de ceva royal aici. Prințul acesta ajunge la el în castel, se maturizează și apoi devine rege. Pentru că acum este micuț, deci cineva vine către voi, dar altfel, sau poate cineva din copilărie, vă reconectați cu cineva din copilărie. Uite și vulturul, cineva înțelept, asul de spade, să primiți vreo veste pe care o așteptați de mult, când credeați că nu se mai poate întâmpla nimic, totuși uite aici speranța că lucrurile vor fi bine și că reușiți. Ceva stabil, ancora. Reușiți să vă marcați teritoriul, reușiți să vă așezați cumva la casa voastră, soarele, o reușită formidabilă, săgetătorul, lucrurile vor merge înspre bine, fecioară, am spus mai devreme, sau un semn de pământ și capricorn, dar capricornul face liste, da? Proceduri și fecioara le prioritizează, le ordonează. Clar, aveți grijă la lucrurile pe care le faceți, să nu vă scape din vedere sau voi să mergeți după ceva, dar să fie de fapt altceva important. Aici avem MD, medicină, ori o femeie doctor, cine știe, aici mai este familie, da, mai poate însemna, inițiala FMD, țări, nume, zile, evident, că pot însemna. Mai văd ceva legat de foc, cine știe, sau luni,
Luni, săptămâna viitoare, să fie importantă pentru voi. Vă aștept în comentarii și veți vedea când lucrurile se mai întâmplă așa, evident, sunt potențialuri, dar se mai întâmplă, se mai leagă și informațiile de noi. Important este că această coroană este a voastră. Să nu uitați, niciodată, să nu uitați. Bun, dragii mei, atât pentru astăzi, vă mulțumesc tare mult, să fiți bine, să fiți sănătoși în primul rând și să aveți bucurie în suflet. Vă îmbrățișez tare, pa, pa!